Unul dintre proiectele Politehnicii Bucureștene este realizarea unui robot. Acest robot nu este o simplă jucărie fantezistă, o simplă distracție și că ni se va demonstra utilitatea lui. Acesta se numește Galax și, precum în legenda Galatei lui Pygmalion, prinde viață. Sunteți amabilă, n-ați văzut cumva un robot? Nu ținem așa ceva în magazin. Însă niște birocrați obtuzi vor să-l dezmembreze. George Constantin, Mariana Cabanov, Radu Buznea, Mircea Daneliuc, în Galax, omul păpușă, film de aventuri 1984, regia Ion Popescu-Gopo. Filmul românesc este la TVR Internațional.